După Halloween și Valentine's Day, iată că am împrumutat de la american și Black Friday, ziua reducerilor semnificative de prețuri, în special la produsele IT și electrocasnice. Isteria reducerilor i-a cuprins și pe giurgiuveni, care au dat iama în marile magazine de profil din Giurgiu. La primele ore ale dimineții, cozile la casele de marcat păreau interminabile, iar angajații aproape că nu făceau față solicitărilor. De pildă, la magazinul Flanco, segmentele care sunt în mod tradițional vedetele sezonului de sărbători au avut reduceri semnificative între 25 și 60%, iar giurgiuvenii nu au stat prea mult pe gânduri. Ofertele de astăzi, cum vi se par? Foarte bine, față de în altă parte sunt foarte bine, să știți. Eu ce acum, ați luat? Eu acum am luat o mașină de spălat din asta. Da, cum îi spune, îndeșit. E redus aproape la jumătate. Aproape, eu sunt mulțumit, ce să zic. Asta este. Dar ce vă interesează? O plită și un cuptor de aragaze. E ziua reducerilor. Așa. Acum de dimineață am văzut la televizor. Ce v-ar interesa? Un televizor, vreau și un laptop. Cum vi se par prețurile? Nu chiar reduse cum așteptam. Dar e ok. În cele 3 zile de shopping, giurgiuvenii pot achiziționa laptopuri, telefoane mobile, frigidere, mașini de spălat, televizoare, aparate de fotografiat și multe alte produse chiar și la jumătate de preț. Astfel, o mașină de spălat care se vindea cu 1000 de lei noi costă acum 650 de lei. Un fier de călcat, al cărui preț era 130 de lei, poate fi cumpărat în aceste zile cu doar 50 de lei, iar prețul unui LCD cu diagonala de 66 de centimetri a scăzut de la 1200 de lei la 700 de lei, iar lista poate continua. Deși foarte mulți giurgiuveni s-au înghesuit să prindă una din aceste oferte, reprezentanții magazinelor spun că dețin un stoc suficient de produse pentru a-și satisface clienții, recurgând chiar și la suplimentarea personalului și consultanților de vânzări pentru a face față traficului intens din cele 3 zile de cumpărături.